Bine ați venit! Un nou podcast, generația lui John, mai ales că e luni și toată lumea are chef de viață și de muncă. Pe la ora asta ne gândim noi că aveți un pic de pauză, probabil că sunteți chiar în pauza de masă, sperăm nu de țigară. Și în sfârșit aflați mai multe povești despre invitații pe care avem. O singură invitată alături de mine, foarte emoționată, mai ales după articolul care a apărut în Observatorul pe H.ro și care spunea foarte clar o poveste pe scurt a invitatei, care a plecat la 14 ani de acasă, ca să-și facă propriul viitor. O să aflăm toate aceste informații. Rodica Georgescu, bine ai venit în podcast. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, trebuie să scăpăm un pic de chestiunea asta de bună ziua, mulțumesc, și să fim foarte... Dă-i înapoi și sărim peste. Nu mai merge, nu. Dacă indirect n-avem cum să mai facem niciun pas în spate. Rodica, lucrurile sunt foarte simple. Încă de la început trebuie să-mi spui așa o prezentare a ta, să știm cine ești, că de-aia te-am adus în podcast să te tragem de limbă. Sunt Rodica Georgescu, cum ai spus și tu. Da. Am 33 de ani, sunt din Ploiești, trăită, crescută, aici am de gând să stau în continuare. Vreau să mă mut din țară doar dacă se face prea frig. Prea frig aici la noi în oraș, din punct de vedere financiar? Sau? Nu. A, frig pur și simplu? Da. Am înțeles. Nu-mi place frigul. Rodica, tu ești foarte modestă. Da. Și asta cred că e doar o chestiune așa de început. Sper ca până la finalul podcastului să dai cei mai buni din tine și să-i inspirăm pe cei care ne urmăresc acum sau mai târziu. Și chiar să începem cu povestea asta ta de la 14 ani, când probabil că abia ai nimerit buletinul, abia ai citit ce scrie pe buletin și s-a întâmplat ceva cu tine. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu tine, poate mulți o să spună că e o regie toată povestea asta, dar e pentru prima dată când chiar îmi spui. Da, cred că este pentru prima oară când chiar spun lucrurile astea. Nu prea am vorbit cu foarte mulți oameni despre lucrul ăsta. Într-adevăr, la 14-15 ani, nu mai știu exact, nu am plecat de acasă voit, nu a fost alegerea mea. Mm-hmm. A fost decizia părinților mei care m-au trimis în gazdă la o doamnă în Ploiești. Și un pic au cam uitat... Okay. Au cam uitat de mine, mă rog. Au fost ani de zile în care i-am judecat pentru lucrul ăsta și am suferit extraordinar de mult, dar în sfârșit, după mulți, mulți ani, am reușit să fac pace cu chestia asta. Da, n-a fost alegerea mea să plec de acasă la vârsta asta, doar că am terminat școala generală, 1-8, pe care am făcut-o în Măgurele și ultima clasă a 8-a am făcut-o în Văleni, de unde am și cei mai buni prieteni, o parte dintre cei mai buni prieteni atunci am cunoscut. Așa, iar în clasa 9 am venit în Ploiești la liceu, unde am și rămas. Și a fost un drum destul de lung și anevoios, să-i spun. Sunt foarte emoționată. Nu știu dacă ți-ai dat seama, noi dar... Noi primim cu emoție și ne bucurăm tare mult. Bănuiesc că fiind și pentru prima dată când povestești așa public un lucru atât de important, e tocmai ușor. E greu să-ți și auzi povestea. Exact, cumva. Exact. Eu am început să spun despre ce mi se întâmplă cu adevărat. Uh-huh. 14-15 ani părinții te-au trimis în gazdă pentru că, nu știu, motive, probabil că erau chestiuni financiare sau nu aveau diverse motive, sau... să nu fac naveta, să... Îți mai aducem-te cum te-ai simțit atunci. Da, foarte nașpa. Când ești judecat, cum ești judecat? Ce le-ai spus? Că sunt neserioși, că sunt ultimii oameni, că sunt cei mai de preț. Nu, m-am simțit abandonată, nu neapărat. Nu, n-am crezut asta, că sunt neserioși. Sau pur și simplu m-am simțit abandonată. Ei m-au trimis într-o gazdă la o doamnă. Mi-aduc aminte că taică mi-mi spunea să rămân peste weekend în Ploiești, iar femeia aia îmi spunea să mă duc acasă. Deci a fost un pic... Femeia aia fiind cine? Doamna la care stăteam în gazdă, la care locuiam. O doamnă foarte drăguță de altfel și ok, s-a purtat foarte ok cu mine, n-avem ce să spun, doar că schimbul ăsta de rămâi acolo, du-te acasă, pentru mine cumva m-a făcut să simt că nu aparțin nicăieri și să nu mai am o casă. Și asta a durat foarte mulți ani, foarte, foarte mulți ani. Sentimentul ăsta s-a înrădăcinat atât de adânc în mine încât a durat foarte mulți ani. Tot la 14-15 ani ai lucrat și pentru prima dată? Ai avut, nu știu, un job? Ce ai avut? Da, am fost cumva nevoită să lucrez. Am făcut o grămadă de lucruri, promoții, tot felul de chestii. Știu că am fost și ospătar la un moment dat. Mai ții minte care a fost primul tău job, primii bani? Primii bani din promoții. Nu mai știu ce promoții. Nu mai știu ce promoții făceam. De ce erai cumva obligată, să zicem așa, să faci bani? Că la 14-15 ani
tinerii se gândesc cel mult să facă voluntariat? Cel mult să facă voluntariat, pentru că eu aveam nevoie de bani să mă întrețin, că așa cum ți-am spus, părinții mei mă trimiteau un gazdă cu o sumă infimă la vremea respectivă, adică era ceva banii de bilete, nici aia nu știu dacă erau în totalitate, așa, și nu, ai nevoie de mâncare, de diverse chestii. Și ți-ai spus tu singură, gata, mă duc să-mi fac banul meu? Asta sau mă apucat să cerșesc. Da, mi-e pare foarte greu, mi se pare foarte greu ca la vârsta respectivă te duci și la școală, bănuiesc, da? Nu lăsa să-i, nu abandonați absolut, școala. Nu. După... Am chiulit foarte mult și oamenii nu știau de ce eu chiulesc, credeau că sunt vreo rebelă din asta. Mm-hmm. Profesorii nu știau treaba asta, de fapt nici acum, cred că abia acum o să o afle și ei dacă se uită la podcast. Am avut foarte multe absențe, foarte multe. La un moment dat cred că eram în stadiu de a fi dat afară. Așa? Da, și lucram, mergeam și la școală. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram atât de obosită. Mi-a sunat telefonul să mă trezesc, nu mai știu dacă trebuia să mă duc la școală sau la serviciu întâi, nu mai știu. Dar știu că m-am trezit cu telefonul, a sunat alarma, m-am așezat pe marginea patului, m-am uitat și am zis... Am închis un pic ochii, mă rog, în capul meu asta a fost și m-am trezit jumătate de oră mai târziu în aceeași poziție. Spune despre niște lucruri pe care oamenii de fel nu le-ar recunoaște, pentru că sunt grele. Tu acum le spui cu zâmbetul pe buze. Dar vorbim de un copil, care practic a trebuit să plece de acasă, nu că și-a dorit, iată, asta e de fapt paranteza pe care dacă ar înțelege oamenii, probabil că ar începe să gândească și altfel față de povestea ta. Când ai reușit, neapărat să fii independentă, când ai reușit să ieși din această bulă care te ținea captivă, adică dependentă de o gazdă, dependentă de un job pe care probabil aveai, nu știu, o dată de 2-3 ori pe săptămână. Eu nu l-aveam o dată de 2-3 ori pe săptămână. L-aveam constant. Era zi de zi. Apoi la un moment dat făceam și promoțiile și lucram și ca ospătar pe weekend și în perioada aia, acum mulți ani, era The Club-ul. Nu știu dacă îl mai știi. Acolo am fost. Cel din Nord. Da. Acolo am fost ospătar. Nici nu aveam vârsta necesară, nu mai știu cum am reușit de am lucrat. Dar era un job constant, adică, și când mă rog, erau să câteva spui, zile data, acolo, Rodica, câteva zile acolo. Eu, Rodica, am suficienți bani să, nu știu, să merg mai departe. Să merg mai departe? În ce sens? Nu știu, să... Păi, da, am când ai scăpat de gazdă? Când am scăpat de gazdă în clasa 12-a, cred. Ce s-a întâmplat atunci? Am stat cu chirie o perioadă, pe urmă am stat cu mătușa mea o perioadă unde mi-era mult mai bine, fiind una familie, altceva. Mm-hmm. Așa, apoi am început facultatea, nu am dat la facultatea de psihologie pe care îmi doream să o fac dintr-o frică, frica asta a banilor, știi, că, domne, facultatea de psihologie este în București, e scumpă, chestii, întreținere, bla, 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 deși eu deja lucram, adică știam cu ce se mănâncă, doar că, având istoricul meu în spate, ajungi cumva voit sau inconștient, nu știu să-ți spun, să iei decizii din frică, nu neapărat din iubire față de tine, știi, și lăsându-te mânat de frică, ajungi să faci cam aceleași alegeri pe care tu deja le-ai făcut în trecut. Așa că am făcut management la OPG. Nu știu, asta e de bine sau de rău? E prea puțin, era prea puțin pentru tine? Da, era o facultate. A, ce mai faci, mă, Rodica? Păi m-am duce la facultate, știi că acum sunt cu colegi, cu studenți, trebuie să dau lucrarea de licență, voi să faci ceva și să nu pară că tu nu ești în rând cu restul lumii. Nu, am spus că trebuie să fac o facultate și dacă nu e cea asta, pe care... Asta v-am zis, de ce trebuie? Nu știu de ce gândeam așa atunci. Mm-hmm. Acum nu mai gândesc așa, dar am zis că dacă nu e cea pe care mi-o doresc psihologia, să fie o facultate. Și managementul era așa, la îndemână, o facultate. Sună și bine management. Adică da. Dacă avea și un titlu ăsta pompos de, nu știu, 5, 6, 10 cuvinte... Pe care să le uit. Sunt la facultatea ceva cu management. Da. Era de bine. Rodica, tu... Am zis că ești acum studentă sau ce s-a întâmplat? N-ai terminat facultatea și ai revenit în anul 3-4? Nu am terminat-o, acum sunt la o altă facultate, deci, la Universitatea de Arte. Stai așa un pic, la 33 de ani sau nu știu când ai început facultatea? Da, 33 de ani și sunt în anul 3. Este ultimul an, practic. Deci la 30 de ani ai zis, hai să mai merg către o altă facultate, să mai încerc ceva cu viața mea. Da, exact.
Ai vrut tu, ai simțit ceva, s-a întâmplat o chestie acolo în sufletul tău? Da, cred că era tot o dorință de-a mea din copilărie. Întotdeauna mi-am dorit să știu să creez haine. Doar că pentru asta, de obicei, oamenii știu să deseneze. Eu nu știam să desenez. Și asta a fost un mare impediment. Nu. Trebuie să știi, să faci schițele, să știi ce vrei să vină, unde să-ți vină, cum, pe corpul uman. Și acum 3 ani am zis, păi, eu dau la facultatea asta. Mă rog, toți din jurul meu au spus că sunt nebună, mai ales dacă îți arăt primele mele desene, care sunt autentice, înrudite, originale. Înrudite cu cele ale oamenilor peștelui. Stai că și ăștia mai desenau din când în când bine. Da, deci ei chiar desenau bine față de mine. Primele tale lucrări nu erau neapărat strălucite. Nu. Și cu toate astea? Și cu toate astea, eu am zis că vreau să dau la facultatea și să și intru. Și am aflat târziu ce presupune examenul, pentru că mie îmi plac, eu fac lucrurile așa pe ultima 100 de metri, de multe ori. Așa, și cred că aveam o lună la dispoziție până în momentul examenului. Și m-am dus frumos la universitate, ne-au spus în ce constă examenul, m-am panicat total, era vorba de 5 desene în creion, crochiuri, așa, și o schiță de compoziție, un desen de compoziție care presupune 5 manechine, o colecție, mă rog. Ceva desen. Destul de sofisticat, da, din câte îmi povestești. Da, da, da. Adică da. Nu era pentru un habarnist. Exact. Am la mine, n-aștea să mă duc acolo să merg către așa m-am dus și eu, nu te gândi că fix așa am fost și eu acolo. Ai cumpărat planșele de pe internet sau ce ai făcut? Nu. Toți care erau acolo, care voiau să dea, aveau o minimă legătură cu desenul, că știau să deseneze, că terminaseră licee de artă, de desen, mai puțin eu. Și ne-a arătat doamna Onda, cred, ne-a arătat în prima zi atunci schițele participanților de anii trecuți. Vai, și când le-am văzut, ele am zis, incredibil, nu. Ce cauți tu acolo? Da, da, asta a fost în capul meu. M-am dus acasă, am plâns, recunosc că am plâns un pic. Cum mă panichez, plâng. Okay. Nu de față cu alții, dar plâng. Să nu te panichezi dacă da, am podcastele. Sper, nu știu, depinde ce scoți de la mine. Așa, m-am dus acasă și apoi am început. Pe cine cunosc? Hai, sun, să văd dacă mă poate învăța. Sunt foarte mulți care mi-au spus că nu. O doamnă știu că mi-a spus, exclus, n-ai nicio șansă să înveți într-o lună. Și ciudat e că ai fi zis să... Ai fi crezut că o să o cred pe doamna respectivă și o să zic, da, ai dreptate, nu mai fac. Dar am căutat pe altcineva care a fost la fel de nebun ca și mine să creadă că într-o lună mă poate învăța și am găsit persoana respectivă. Da, uite, ce vreau eu să știu e cum ai reușit să nu renunți, să nu iei în seamă părerea unui profesionist până la urmă și să zici, ok, eu în luna asta o să fac tot posibilul să-i dau gata. E, aici intervine partea frumoasă, că după tot istoricul meu cu, mă rog, abandonul, cel puțin așa l-am perceput eu, sunt convinsă că părinții mei au făcut ceea ce au considerat ei mai bine pentru mine și mai potrivit, doar că, na, din perspectiva mea de copil le-am simțit altfel. Având în vedere tot istoricul meu... Da, cred că asta s-a schimbat. S-a schimbat perspectiva din care eu mă priveam pe mine și nu mă mai priveam ca pe un copil neajutorat pe care trebuie să-l ajute părinții și să-l susțină și să așa, și m-am privit ca pe un adult care e capabil de absolut ce-și dorește el și mi-am oferit încrederea mea în mine. Ți se pare că te-ai victimizat o perioadă de timp? Da, mult. Dar poate aveai și motive, poate că până mai mult ca sigur aveam motive. Era ceva grav care era foarte greu de gestionat. Și că dacă ai mai puține instrumente din partea familiei, dacă nu ai un bagaj de cunoștințe, de încredere, de emoție pozitivă, tu când te duci în societate, practic nu știi cu ce se mănâncă nimic. Exact. Exact. Eu am învățat lucrurile astea. Băi, au, mă doare, dar nu trebuie să mă doară. Mă doare și cu asta basta. Da, exact. Uite, vezi, tocmai asta făceam. A fost o perioadă lungă în care, într-adevăr, mă durea foarte tare, dar nu arătam. Mascam toate lucrurile astea sub... O veselia mea, tot timpul eu eram cu zâmbetul pe buze, tot timpul eu râdeam, tot timpul totul e bine și dacă pățeam ceva grav eu râdeam și nu e nicio problemă, se rezolvă. Și la un moment dat, după ani de zile în care am făcut treaba asta, am obosit. Sincer, asta am simțit, că obosesc.
că am obosit să mai fac lucrul ăsta și să consider că e totul ok și să-mi ignor durerea și suferința și mi-am dat o perioadă în care mi-am dat voie să sufăr real și să reflectez la tot ce s-a întâmplat în copilăria mea, să port o perioadă de doliu, știi? Nu știu dacă e tocmai cuvântul potrivit, dar cam asta am făcut. Am acceptat tot procesul ăsta. Cred că avem vreo 5 ani de când România începe ușor-ușor să vorbească despre ideea de healing, de vindecare, că ai nevoie de un timp în care să stai doar cu tine, să-ți recunoști toate emoțiile, să înțelegi de unde provin, cum să le gestionezi de aici încolo, ca să evoluezi, ca să te dezvolți. Exact. Sunt chestii încă străine pentru mulți dintre noi sau ni se pare că dacă suntem altfel decât își dorește societatea, practic nu mai suntem valabili. Și vreau să te întreb, Rodica, tu acum când vorbești cu mine și se uită oamenii ăștia la noi, da, tu porți o mască? Acum nu. Acum nu. Chiar cred că sunt... Că eu port o mască, adică nu pot să urlu cum urlu de obicei, nu pot să fiu chiar eu, trebuie să fiu un pic drept la cadru, trebuie să... Apropo de drept. Da, bravo, felicite. I-a fost greu să spun asta, dar ți-am zis Mulțumesc. Până la urmă. Adică pot să fiu autentic, dar până într-un punct și mă gândeam, cât de mult îți permiți acum să fii tu versus cât îți permiteai în trecut să fii tu? Acum chiar îmi permit să fiu eu. Dar ce ai făcut așa? Adică vrem și noi rețeta, dar să ne spui așa punctual, asta, asta și asta. Am citit foarte mult, am făcut terapie, a fost ani de zile în care am făcut terapie pentru mine și ce m-a determinat să fac lucrul ăsta a fost venirea pe lumea copilului meu. Și iată, introducem foarte, îmi place. Deci până acum ar trebui să aflăm așa, că cel puțin ai un copil. Unul singur, să-ți trească, să fie sănătos. Mulțumesc. Și ești căsătorită? Sunt căsătorită. Deci ai un copil, ești căsătorită, deci și mămică. Am un câine, un iepure și o rață. Okay. E adevărat, da? Deci... Și două țestoase. Wow, deci ai o întreagă familie. Foarte tare. Da. Bun. Și cu toate acestea, vorbești despre perioadele tale mai grele, sau mai ușoară, o să vedem ceva mai târziu, și nu ți-e teamă să spui că ai fost la terapie, nu ți-e teamă să spui că ai avut nevoie de momente în care erai jos și aveai nevoie să plângi. Uh-huh. Știi de ce îmi place mie podcastul cu tine de astăzi? Pentru că sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc. Sunt și oameni trecuți de, nu știu, 30-40 de ani care tot așa stau și ne comentează și ne place tare mult și admirăm asta. Tu ești o persoană vulnerabilă într-un sens puternic. Adică noi arătăm că nu trebuie să ai 20 și, nu știu, 3 de ani ca să poți să începi prima facultate și atât, că nu e imposibil ca la 30 de ani să te repui în funcțiune și că nu contează că ai un copil 2-3, că ai familie, că ai socri care îți spun că nu e bine, tu poți să faci în continuare ceea ce îți dorești. Întrebarea mea este, cum ai reușit? Că nu e ușor, adică noi ne cam blocăm. Păi, tocmai, uite, vezi, exact copilăria este cea care te blochează în evoluție, cred. Modul în care tu trăiești copilăria sau lucrurile pe care tu le trăiești în copilărie sau pe care le percepi, nu neapărat, că, din nou, spun, poate părinții mei nu au făcut lucrurile astea cu bună știință sau cu răutate îndreptată asupra mea. Sunt convinsă că este tot ce au putut ei să facă mai bine pentru mine și fratele meu la momentul respectiv. Atât au știut, atât au putut, în funcție de la fel ce au trăit și ei în copilăria și în viețile lor. Dar, din punctul meu de vedere, copilăria are un rol foarte important în ceea ce devii tu ca adult și în dezvoltarea ta. Au fost ani de zile în care, într-adevăr, eu eram atât de blocată în abandonul ăsta pe care l-am perceput ca un abandon, eram atât de blocată și de prins acolo încât refuzam să văd toate lucrurile frumoase care se întâmplau în jurul meu, toate oportunitățile bune, absolut tot. Și acum câțiva ani, după anii de terapie, de fapt cred că în pandemie am realizat cel mai bine treaba asta. Pentru mine a fost fantastic anul trecut cu pandemia. Pe lângă toate lucrurile nasoale care s-au întâmplat, a fost un an în care am avut foarte mult timp pentru mine, să mă reconectez, să stau, să citesc, să studiez, să mă plimb pe unde am vrut, pe unde am vrut și am putut, da, da. Din cauza pandemiei. Și am început să am așa niște revelații și mi-aduceam aminte din copilărie și de fapt din viața mea, știi? Și mi-am dat seama că eu chiar am fost binecuvântată. Serios, am trecut prin niște momente extrem de grele și nasoale, iar la momentul respectiv nu vedeam părțile bune, iar acum uitându-mă înapoi,
chiar au fost foarte, foarte multe părți bune și pozitive și mi-am dat seama că am așa o steluță acolo sus care mă veghează și mă ghidează. Și care vă să zic că aveam nevoie de pandemia asta? Poate sau măcar că tu da. ai avut nevoie de pandemie? Se pare că eu da, nu știu. Nu știu alții cum simt sau ce au simțit. Mm-hmm. Dar da, pentru mine a fost o perioadă benefică. Am mai auzit ce spui tu. Nu ești prima persoană care îmi povestește despre cum în sfârșit a văzut mai bine pereții din casă, a văzut, unii și-au văzut partenerul și nu s-au mai văzut cu el pentru că nu era ce trebuie. Cumva pandemia a declanșat foarte multe lucruri și chiar dacă vorbim despre anul trecut, mi este foarte teamă, cred că e cel mai potrivit de fapt, mi-e teamă de ceea ce urmează. Nu știu dacă ai văzut, dar sunt deja niște reclame pe TV care spun nu credeam că va fi mai rău decât a fost. Da. Nu mă uit la televizor, deci. Cumva faci foarte bine, să zicem. Dar pe de altă parte, asta e realitatea, că nu ne gândeam că să fie și mai grav. Dacă să ne uităm pe statistici, e grav ce se întâmplă în momentul ăsta. Chiar dacă avem un vaccin la dispoziție, chiar dacă avem tot ce ne trebuie, de fapt nu suntem bine. Nu suntem bine de nicio culoare, indiferent de cât de multe măsuri s-au luat până în prezent. Și atunci, ok, dezvoltare personală, dar urmează ceva. Și nimeni nu știe de obicei ce urmează. Și atunci te întreb pe tine, cum ești astăzi, Rodica? Astăzi sunt foarte bine. Da? Nu te mai sperie nimic? Ba da, cred că mă sperie lucrurile. De obicei ne sperie necunoscutul, cam pe toți, cred. Mm-hmm. Nu știu dacă e cineva care nu se teme de necunoscut. Te rog să-l aduci. Poți să fii fascinat de necunoscut. Să spui, măi, îmi place să explorez, să cunosc oameni noi, locuri noi. Și atunci necunoscutul poate să fie o provocare. Nu zona aia de necunoscut. Da. Necunoscut la ce păi și tu știi ce se întâmplă săptămâna viitoare în România? Nu știu. Știi dacă se închide ceva sau se redeschide ceva? Dacă scade rata de incidență săptămâna care vine sau dacă e să crească în ce localități? Nu, dar putem să facem o paralelă cu anul trecut și cred că o să fie cam același lucru. Dar trecând peste lucrul ăsta, mi-am dat seama că am dezvoltat așa o încredere în mine încât îmi dau seama că o să fie ok. Orice s-ar întâmpla, ce poate să se întâmple, nu știu, poate vreo calamitate din asta. Doamne, nu ne mai trebuie. Ceva ce deci mie pare iarăși că nu ține de noi. Și știi? Mondial, dar și popor român. Deci am suferit toți atât de mult încât eu am impresia că nici măcar nu ne dăm seama ce ducem în spinare. Într-adevăr, nu. Da. Și apropo de abandon, de traume, trauma nu acum se vede. Se vede după ce se termină. Da, da. Și trebuie să termine trauma ca să vedem cum am rămas, dacă avem multe sechele, dacă ne mai vindecăm, dacă avem nevoie de un pumn de pastile pe săptămână ca să reușim să zâmbim. Vezi, da? De ce nu mă uit la televizor? Băi, și dacă nu te uiți la televizor, deschizi un radio, stai pe, nu știu, pe telefon, ai un TikTok. Da, dar sunt niște alegeri pe care tu le faci, dacă vrei să privești lucrurile alea sau nu, dacă vrei să le asculți sau nu. Cred că doar de tine depinde cu ce îți hrănești subconștientul, pentru că credem sau nu, sau nu știu, conștientizăm sau nu, orice informație venită din exterior îți hrănește subconștientul și atunci. Știi că suntem dependenți de dopamine și o luăm de peste tot. Fie că e o notificare de la telefon, fie că da. E o mâncare gustoasă, prăjită. Dacă... De-aia m-am apucat să gătesc. Păi de la gătești ce nu trebuie, iar e o problemă. Mă bucur că ai început să gătești. Eu credeam că oamenii în pandemie s-au obișnuit să comande de pe vreo aplicație. Nu. Nu, hai să mai dăm banii la toți livratorii și toată lumea. Hai să preparăm noi acasă, că e cel mai bine în felul acesta. Spui că pandemia te-a făcut bine sau te-a ajutat să fii pe neapărat pe culmile succesului, dar să-ți revii, exact. Să te vezi mai bine pe tine, că era un fel de ceață. Eu doar adaug niște cuvinte, nu le-ai spus neapărat tu, da. Dar vreau să fix facem, asta este. Să chiar mă văd mai bine. Un scurt sumar ca să trecem la zona de antreprenoriat. Pentru că noi am afișat pe ecran că Rodica Georgescu are 33 de ani, că este din Ploiești, ceea ce ne bucură fabulos, mai ales că ai zis că rămâi aici. Mulțumesc. Dacă nu se face și mai rece. Și că te ocupi cu, că ești businesswoman, că ești în zona asta, nu? Da. Deci ești de când te știi sau ești acum de curând? Cam de 11 ani. De 11 ani. Adică 12 ani. Deci ai fost propriul tău angajat. Și ești propriul tău angajat. Poți să ne spui așa câteva dintre domeniile de activitate? Vânzări, în mare parte, am tot felul de produse
Mm-hmm. Unic importator pentru anumite. Mie nu mi-ai vândut nimic, asta este? Decât nu, povești, povești. Nu aveai salonul deschis, ce da, să-ți facă, da, da, asta este. Așa, apoi am lucrat o bună perioadă, cum știi, că de fapt așa ne-am și cunoscut, mm-hmm, am fost make-up artist. În continuare fac lucrul ăsta pentru că îmi deci place extraordinar. Deci mai faci? Că nu știam dacă am voie să întreb, să n-am vreo interdicție. Poate ți-ai pus talentul pentru make-up pe locul 10 și nu vrei să-l aduci în discuție. Este un pic pe locul 10, dar în continuare am cliente vechi pe care nu le refuz, una pentru că îmi place și doi pentru că ele sunt obișnuite cu mine și o fac cu foarte mare plăcere. E ceva ce mă deconectează de la orice de prin jurul vânzări, meu. Vânzări, make-up? Ce-a mai fost? Aranjamente florale. Uite că pe asta chiar nu știam. Da, da, da. Foarte tare. Și cam astea au fost chestiile. Iar acum am... Așa. Vezi, tot cu pandemia. Ce facem? No, deci pandemie? Eu cred că pentru tine pandemia a fost așa o pastilă de trezire totală. Dopamina aia de, da, care ziceai. Nu știu, te-ai activat din frică sau din ce te-ai activat? Că știi... Tocmai că nu m-am mai activat din frică. Eu până acum funcționam din frică. Frica, ce o să se întâmple, ce facem, cum ne descurcăm. Dar ce o să spună lumea? Uite, vezi, asta e o chestie pe care... Asta cu ce o să râdă lumea și o să spună lumea este o chestie pe care o am de la mama mea. Băi, la trei cuvinte pe care ți le spunea, al patrulea era asta, o să râdă lumea. Și a durat foarte mult timp să-mi scot lucrurile astea din cap. E fantastic cât de multe îndoctrinează niște cuvinte pe care le auzi în mod repetat, deși la momentul respectiv în copilărie, oricum nu eram de acord cu el și oricum îi spuneam să mă înceteze că nu... Exista deja un protest, era deja un protest interior pe care tu, da, îl manifestai. Dar uite că cu toate astea, auzindu-l în mod repetat, tot ți rămâne acolo. Tot de curând am început să învățăm despre concepțiile limitative și că nu e bine neapărat să luăm totul în seamă, cum ar fi că viața e grea, că banii nu cad din cer, că n-ai cum să câștigi prea mult, că ba da, cam pe aici ție... cad din cer. Dacă îi dă cineva din cadru, e ok, să urcă pe scară și zice, băi, să te încerci, acum îți dau bani. Dar ideea e că suntem foarte fricoși pentru că ni s-a spus, aia nu e bine, ce o să zică ăla, fii și tu umil, eu tot spun chestia asta, poate se mai trezesc niște oameni, fii oaie, nu spune fii oaie, dar suntem mulți dintre noi roboței, facem cam cum ni se spune, că e mai simplu, e mai călduț. Fiind în zona antreprenoriatului, tu ai ieșit din călduț, că de-aia ai zis că e vremea un pic rece și vrei să nu se facă mai rece, dar probabil că ai fost blândă, n-ai vrut să se prindă toată lumea. Dar eu vreau să le dăm pe șleau. Am înțeles că te-ai băgat foarte tare în datorie acum, că ai deschis, nu știu, s-au deschis niște cafenele și nu doar în Ploiești, adică ce era concurență până acum pe 3-4 branduri din Ploiești, Prahova? Dar ce o să fie de aici încolo? Zim că sunt curios, Rodica. Nu știu cât de mare concurență este, cafenelele sunt binevenite la tot pasul din punctul meu de vedere. Chiar consumul de cafea în România este foarte scăzut comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Da, am deschis un lanț de cafenele amenajate în rulote comerciale, sunt cafenele to go. Ideea asta mi-a venit tocmai în timpul pandemiei, când toate spațiile din interior au fost închise și am zis, ok, nu facem cu loc de servit la masă în interior, facem cafenele în rulote comerciale. Mai știe cineva povestea asta sau o spui pentru prima dată? Public o spun pentru prima dată. Perfect. Deci, practic, o să avem încă un brand, da, în Ploiești sau și în Ploiești, da? Da. Și Rodica Georgescu este antreprenorul din spatele poveștii. Exact. Cum ai ajuns în business-ul ăsta? Cum de ți-a trecut ție prin minte să alegi cafeaua ca fiind motorul succesului tău? Din nou am legat două dorințe de ale mele din copilărie, adolescență, nu e chiar copilărie. Unul dintre ele, în adolescență, în liceu, mergeam foarte mult pe jos, că ți-am povestit de ce. Așa. Că n-aveai bani de bile tot timpul, asta era, exact, nu? Exact, exact. Eu am învățat în 32. Și, unde 32? Nu știu. La sud. Acum este, am uitat cum se numește. Are un nume, nu mai este. Era liceul administrativ și de servicii. Mi-a fost în 8, care acum și ăsta are un nume, Grigore Moisil. Da. Măcar numele tu puteai să-l ții minte. Eu am ținut minte pe al meu, am zis să... Pe vremea mea se numea liceul administrativ și de servicii. Ulterior a fost denumit. Asta deci... e, gata. Deci nu știm, gata. Da, și era la sud. Și, mă rog, veneam pe jos și ajungeam întotdeauna în zona teatrului.
unde e șoseaua aia pavată, pietruită, și îmi plăcea atât de mult zona aia și treceam pe acolo și mergeam cu ochii închiși așa, făceam câțiva pași cu ochii închiși și îmi imagineam cum ar fi să fie o cafenea acolo și toată zona aia pavată să fie cu mese și frumos, gen parisian așa. Și întotdeauna stăteam și mă gândeam la asta și mă gândeam și mă gândeam, dar ți-am spus că am fost condusă de frică foarte mulți ani și n-am avut curajul să sper vreodată la treaba asta până acum, când a venit pandemia și am zis, băi, gata, eu fac o cafenea. De fapt, și îmi fac mai multe cafenele. Și una dintre ele să fie cafenele. Pe teatru acolo? O să fie pe esplanada de la teatru? Mi-aș dori. Ți-ai dori. Încă, încă, în încă nu știi încă exact care sunt lucru punctele. Treaba asta, dar da, mi-ar face foarte mare plăcere câte să fie de, acolo. Câte cafenele o să fie? În momentul de față am 5 cafenele, wow! Dar nu m-ai lăsat să termin și am împletit chestia asta cu un lucru pe care eu îl fac de foarte mulți ani. Așa. Cu ajutorarea oamenilor. Cred că știi toate campaniile pe care le-am făcut. Chiar și anul trecut, în pandemie, am avut o campanie cu ASSC Ploiești, prin care am donat o sumă, mă rog, produse într-o, în valoare de o sumă considerabilă. Și am zis, băi, ce-ar fi să fac ceva împreună? Adică, ok, mie îmi place cafeaua, oamenilor îmi place cafeaua, cafeaua este foarte cerută și drept pentru care mi-am propus să deschis o întreprindere socială. Dacă nu știți ce trebuie este să, întreprinderea spui, socială, își dezvolt. Pentru tine am stat să-mi fac un pic lecțiile, nu știam. A, ai făcut research. Da? Și acum mai spune și către public. Da, întreprinderea socială pune accentul nu neapărat pe realizarea profitului, ci pe ajutorarea persoanelor care provin din medii defavorizate. Cât la sută din profit se duce către, hai să zicem, buzunarul tău și cât la sută se duce către cauze? 90% din profit merge către cazuri umanitare, către cazuri sociale. 90%? 90% din profit. Este stipulat, wow, în atestatul social și în actul constitutiv. Mi se pare extraordinar dintr-un anumit punct de vedere și acum mă refer la partea umanitară. Mi se pare un pic cam dificil pentru un business, adică poți să supraviețuiești, să-ți funcționeze business-ul având în vedere că doar 10% din profit vine către tine? Tu din tot ce îți produce întreprinderea îți plătești, angajați tot ce ai cheltuie. Ok, deci îți plătești în regulă și doar din profitul de adevărat alea? Da. Mm-hmm. Da. Trebuie să dai 90% absolut către... Și da, tu alegi care sunt acele cauze? Da, vreau să mă acces pe educația copiilor care provin din astfel de medii, pentru că, având în vedere istoricul iată, meu... Iată, deci ce îmi spui tu mie în acest podcast este că, măi, Rodica, de bună voie nesilită de nimeni, am avut o experiență destul de nasoală în copilărie, da? Băi, nu mi-a plăcut ceva. Și eu am trăit nasol și zic, bă, hai să fac ceva acum că am ajuns la maturitate, să fac ceva pentru alți copii care au... care sunt fix pe punctul de a trece prin aceleași zone sau poate chiar sau mult poate mai nasol. Chiar mai nasol. Și hai să-i ajut. Și cum ai vrea tu să ajuți copiii care probabil trec prin aceleași experiențe pe care tu le-ai trăit în copilărie? Mi se pare foarte importantă dezvoltarea emoțională și am un proiect în cap. Sper să-mi iasă, n-o să ți-l spun, dar... Cum adică? Păi stai că este la podcast, spui tot aici. Nu spunem chiar nu tot pleci până cu... nu se materializează. Da, zine... nu, până, uite, o să vin ai, data cu karma, viitoare. Cu astea, cu feng shui-ul, cu... Nu, neapărat, doar că vreau să... Nu vreau să sune a promisiune și apoi... Ok, deci în mintea ta este să faci ce? O școală, un workshop, un curs? Ceva, da? Unde să vină copiii să învețe. Care, copiii să treacă și prin partea asta de dezvoltare emoțională, ceea ce mi se pare foarte important. Și apoi, pe de altă parte, să le ofer sprijinul material celor care nu reușesc să-și achite lucrurile necesare. Să știi că pe mine mai convins să beau cafea de la tine. Serios? Sunt convinsă că o să conving pe foarte mulți prin treaba asta. Și am înțeles că oricum, acum nu vreau să-ți fac reclamă, chiar dacă e așa un fel de scop mega umanitar, dar am înțeles că e cafeaua și bună și este și ieftină, accesibilă, nu ieftină, că ieftin sună așa. Da, accesibil. E accesibilă. Când apare cafeneaua în Ploiești sau când apar cafenelele din Ploiești, nu știu? În maxim 2 săptămâni apar. În 2 săptămâni? Da. Deci gustul cafelei pe care eu o beau să schimbe în 2 săptămâni, spui tu. Exact. Da, deci dacă îți face super campanie, chiar poți reuși mai departe. Nu mă refer pentru business, ci mă refer pentru copii care probabil pe decembrie mor de frig, n-au exact mai nimic. Și cred că ar trebui să faci de pe acum un fel de colectă de cazuri ca să știi în ce direcție să-ți îndrepți profiturile. Sunt în lucru, n-am stat degeaba. Bun, mergem la o întrebare importantă, serioasă, care de fapt trebuie să...
Trebuie să-mi răspunzi la o chestie importantă, să știi. Trebuie să-mi spui cine e mentorul tău. Cine, cui îi mulțumești tu cumva? Vreau să fiu o singură persoană. Nu știu dacă e un mentor, dacă e cineva de pe internet, dacă e cineva din viața ta reală. Care te ajută să fii cu picioarele pe pământ. Care, indiferent cât de mult cazi, îți oferă mâna și te ridică. Să fie un nume și să-l spunem. Să fie în podcast și cu asta basta. Adică și dacă ne uităm peste 5 ani la această... la acest interviu, să știm cine a fost și poate cine va fi în continuare. Da, a fost și va fi. Gabriel Georgescu, soțul meu. Cine deci soțul tău. Nu știu, da, poți să spui pe oricine. Și acum trebuie să-mi detaliezi un pic, să-mi spui de ce. El este cel care mi este alături de 11 ani deja. 11 ani. Mulți ani înainte. Mulțumim asemenea, dacă e cazul, dacă nu. N-am 11 ani cu nimeni. 11. Nu, nu. 11 ani. Și oricum... Trecem peste. Da, ok. Nu e ok. Zici, n-am ce... Mi se pare mulți ani, 11, dar ok. Bravo, felicitări. Da, el este cel care mă scutură de fiecare dată și când greșesc și când sunt cu capul prea în nori și mă încurajează de fiecare dată când lucrurile merg bine și mă susține. Și când lucrurile merg mai puțin bine? Mai puțin bine, mă ridic așa. Știi, bam, hop, și gata, te-aș super. Ți-am spus, mă scutură. Deci mentorul tău este chiar soțul tău. Da. Gata, s-a notat. Adică știm exact ce să punem în știri, ce să livrăm mai departe către cei care ne citesc. Mi se pare extraordinar, serios. Da, și mie cei mai mulți spun mama, tatăl, vreun individ de pe internet, vreun autor de carte, ceva și tot așa mai departe. Apropo de autor de carte, musai să ne faci o recomandare de carte, pentru că ai spus că ai citit foarte mult și că cumva povestea asta te-a ajutat să te redescoperi, uh-huh, să trăiești, să simți inima că îți bate în piept, etc. Tot ce a scris Joe Dispenza este absolut extraordinar, fantastic. Și acum am început să citesc o carte, sper să nu-i greșesc numele. Nu știu, zi. Cedri sunători ai Rusiei. Nu i-am reținut numele. Așa. Da, e o carte foarte interesantă. Despre ce e vorba? Dă-ne un spoiler. Un tip, un rus, un magnat rus. Așa. Care a ajuns în expedițiile lui undeva, nu știu, într-o pădure și a întâlnit o tipă, o fată, Anastasia, care trăia cum trăiau strămoșii noștri pre vremuri. Și tipa asta povestește capacitatea extraordinară a organismului de a se adapta la frig, la cald, cum noi ne naștem de fapt învățați, cu totul învățați și știm să facem toate lucrurile și cum societatea ne tâmpește. Așa, zile nu te lăsa. Cum organismul are capacitatea de a ști ce să mănânce și cum să mănânce pentru a fi ok tot timpul, să fie sănătos, să ofere sănătate. Foarte interesantă. Foarte interesantă. Uite ce recomandare ne-ai făcut acum pe final. Serios, mai avem foarte puțin din podcastul ăsta și am să-ți adresez întrebarea pe care de obicei o adresează echipa de HR către viitorii nu sau... Nu cred. Angajați. Dacă e aia unde mă văd peste 5, 10, 100 de ani. Care e planul tău, Rodica, pentru următorii 5-10 ani? Și nu mă refer planul tău pe zona personală sau pe zona profesională. Tu, Rodica, ești una singură. Cum te vezi? Ai ceva în plan? Mă văd la fel de fericită. Poate chiar mai fericită și împlinită. Vreau să-mi dezvolt cafenelele la nivel local, național și internațional. Așa. Am uitat să-ți menționez. Stai că niște visuri foarte mari. Stai, foarte important. Nu-mi zice, nu stai un pic că uit eu pe urmă. Hai zi-mi, hai. Chestia asta cu care? Cafenelele. Da, ce uite, un lucru foarte mișto care s-a întâmplat anul trecut când am zis eu îmi deschid cafenele, nu aveam niciun bani, eu personal, nu, mă rog, aveam niște bani, dar nu că să-mi deschid eu cafenelele astea, știi? Mm-hmm. Pe de-o parte, pe de-altă parte, nici nu voiam să fac vreun credit sau să iau bani de la soțul meu. A fost o ambiție personală, prostească cumva, poate, dar ce crezi? Așa. Aveam nevoie de undeva la 100.000 de euro, mai mult sau mai puțin, și am zis, băi, eu nu vreau să fac credit pentru banii ăștia, eu nu mă datorez la bancă pentru business, așa. Eu aveam puțin, o sumă foarte mică, nu știu, undeva la 10-15.000 de euro ai foarte mei, adică puțin, da. E infim pentru cât aveam eu nevoie.
Așa, și ce crezi, tot dorindu-mi și eu, făceam planul de afaceri, eu fără niciun ban, făceam planul de afaceri, tot îl puneam în pagină, mi-am desenat inclusiv o variantă de logo și istoria, tot. Deja începusei, da, deja deci lucrai la visul tău. Eu lucram cu totul, cum ai făcut de bani? Și la un moment dat, nu mai știu cine, un amic ceva, mi-a spus de niște fonduri europene. AXA Prioritară numărul 4, primul pas în antreprenoriatul social. Și zic, băi, hai să aplic, că nu prea sunt eu cu fondurile europene, nu eram fan. M-am uitat pe el, zic, ok, hai să aplic. Și am aplicat și ce crezi, am câștigat și proiectul. Mamă, deci după am și cei 100.000 deci, de euro. După podcastul ăsta, păstrează, ai grijă de ei. După podcastul ăsta, sunt convins că va exista cel puțin o persoană care te va întreba cum ai reușit, cine ți-a scris proiectul, cum ai făcut să fie bine, pentru că e zona aia unde foarte mult se chinuie să aibă un punctaj foarte ridicat, însă nu reușesc și se și oftică. Uite, tu ai zis, o să încerc și ți-a și ieșit din prima. Mi-a ieșit pentru că, ți-am spus eu, aveam deja proiectul scris, era totul stipulat pentru că mi-am dorit foarte tare chestia asta. Deci asta înseamnă să n-aștepți momentul oportun exact. Ca să poți să începi. Să fii tu pregătit. Să faci toate planurile exact. Și când cineva îți spune, da, hai să începem, tu deja să treci la treabă. Da, și practic nu mi-a fost greu. Mi l-am scris singură, practic doar am copiat din planul meu de afaceri în template-ul control lor. Control V. Știm despre ce e vorba, ceva, așa pe rând. Ceva. Rodica, cu ce rămânem după acest podcast? Ce le transmitem noi celor de acasă, celor care sunt poate și în mașină acum sau nu știu, oriunde ar fi ei? Este foarte, foarte important să aibă încredere în ei și să nu acționeze din frică. Pe mine asta m-a ținut pe loc. Bine, o să promit că data viitoare când mă atacă vreun câine maidanez pe străzile din Ploiești, o să zic nu, mi-a zis Rodica să nu acționez din frică, nu o să fug de tine. O să iei în brațe și o să-i spui, te iubesc. Da, fără degete el și toate. El fiind cu mâna, cu gura pe mâna ta așa. Ce, o să fie super știre. Rodica, mulțumim tare mult pentru prezență, succes, mă bucur că ai reușit să-ți deschizi un pic mai mult decât mă gândeam eu sufletul eu. În fața noastră. Ține-te tare de proiecte și trimite-ne și nouă o invitație către deschiderea acestei cafenele. Păi, la câte lucruri faine faci, ar fi chiar păcat să nu vizităm zona și să nu degustăm și noi toate cafele, să fie și cu arabica și cu robusta. Sperăm poate că v-a plăcut. Poate faceți un podcast. Podcast, fac. Sunt tare, mă, câte idei ne vin din podcasturile astea. Îi mulțumim, Rodica, pentru prezența în podcast. Sperăm că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați mai departe, pentru că noi ne vedem și lunea viitoare de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!